În această săptămână la Vaticano, faceți cunoștință cu cei 21 de noi cardinali numiți de Papa Francisc. Aflați noile dezvăluiri din arhivele Vaticanului cu privire la activitățile Papei Pius al XII-lea și călătoriți la Marsilia pentru a rememora vizita Papei și a descoperi situația grea a emigranților care traversează Mediterana. Vaticano începe! În 30 septembrie, Papa Francisc a celebrat cel de-al 9-lea consistoriu în cei 10 ani de pontificat, concentrând atenția asupra sinodului sinodalității, întrucât mulți dintre noi cardinali provin din așa numitele periferii ale bisericii. Dintre cei 21 de noi cardinali, 18 ar putea vota în cadrul unui conclav papal. Există acum 137 de cardinali electori, dintre care Papa Francisc a numit 99, adică 72% din cei cu drept de vot. Această cifră este cu mult peste plafonul de 120 stabilit de Papa Paul al VI-lea. Statisticile de la sfârșitul lunii septembrie arată că Europa va avea 53 de electori, dintre care 15 italieni. Vor fi 15 electori nord-americani, 11 din Statele Unite și 4 din Canada, 24 de electori din America Latină, 19 din Africa, 23 din Asia și 3 din Oceania. Printre noi cardinali se numără și prefecții dicasterului pentru doctrina credinței, arhiepiscopul Victor Manuel Fernandez, arhiepiscopul Robert Francis Prevost și arhiepiscopul Claudio Guggerotti. Papa i-a mai numit cardinali pe episcopul Cao Yan din Hong Kong și pe patriarhul latin al Ierusalimului, monseniorul Pier Battista Pizzaballa. Papa Francisc nu a mai urmat tradiția acestor numiri, prin care deveneau automat cardinali arhiepiscopii de Milano, Veneția și Los Angeles. În schimb, au fost aleși din dieceze mai puțin cunoscute, precum Mongolia, Sudan și San Diego. În numirea cardinalilor, Papa Francisc a căutat episcopi apropiați de cei săraci și marginalizați, schimbând mult repartiția geografică a colegiului electoral. În 2013, când a fost ales papă, 52% dintre electori erau europeni, iar acum doar 39%, cel mai mic procent din istorie. La cei 86 de ani ai săi, Papa Francisc este cel mai în vârstă suveran pontif în exercițiul funcțiunii din ultimii 120 de ani, de la moartea lui Leon al XIII-lea, la vârsta de 93 de ani, în 1903. Scrisori recent descoperite pun într-o nouă lumină acțiunile Papei Pius al XII-lea, în timpul celui de-al doilea război mondial, sugerând că el deținea informații detaliate, printr-un iezuit german de încredere, despre uciderea în masă a circa 6.000 de evrei și polonezi zilnic în Polonia ocupată de germani. Scrisorile contestă argumentul anterior al Sfântului Scaun, conform căruia nu se putea confirma raportul diplomatic privind atrocitățile naziste și, prin urmare, nu se puteau denunța. Aceste documente, făcute publice de cotidianul italian Corriere de la Sera, sunt pe cale să reaprindă dezbaterea cu privire la Papa Pius al XII-lea și campania pentru beatificarea sa. Mult timp, istoricii au avut păreri diferite, unii susținând că el s-a angajat într-o diplomație discretă pentru a salva viețile evreilor, iar alții că a rămas tăcut în timp ce Holocaustul continua. Un document important publicat de Corriere de la Sera este o scrisoare datată 14 decembrie 1942 și scrisă de un preot iezuit german, părintele Lothar König, către părintele Robert Leiber, secretarul personal al Papei Pius al XII-lea.
În scrisoarea sa, König îl informa pe Leiber că surse credibile confirmă moartea zilnică a circa 6.000 de polonezi și evrei în cuptoarele SS din lagărul de concentrare Belzec din sud-estul Poloniei. Data scrisorii lui König este importantă, arătând că mesajul a ajuns la Papa Pius al XII-lea la scurt timp după ce ghetoul fusese golit. Acest lucru a avut loc în urma mai multor note diplomatice și vizite din partea trimișilor străini. Începând cu luna august 1942, timp în care rapoartele arătau că până la 1 milion de evrei fuseseră deja uciși în Polonia. Moștenirea Papei Pius al XII-lea și dezvăluirile recente vor fi în centrul unei conferințe luna viitoare. Bine ați venit la rubrica de actualități săptămânală despre activitățile Papei Francis și ale Vaticanului. Noul document al Papei Francis privind mediul înconjurător se va numi Laudate Deum, lăudați-L pe Dumnezeu. Sfântul Părinte a anunțat că acest document urmează enciclicei Laudato Si din 2015 și va fi publicat în 4 octombrie de sărbătoarea Sfântului Francis din Assisi. And it will be published on October 4th, the feast of Saint Francis of Assisi. Vaticanul a anunțat că 2 episcopi din China continentală au fost adăugați în calitate de delegați oficiali la viitoarea adunare a sinodului privind sinodalitatea. Episcopul din Jining și cel din Zhukun vor veni la Roma pentru a participa ca membri cu drepturi depline la sinodul din 4-28 octombrie. La o zi după ce Azerbaijanul a lansat o nouă operațiune militară în Nagorno-Karabakh, Papa Francisc a făcut un apel public ca ambele părți să înceteze conflictul. Veștile sosite în 19 septembrie arată că situația umanitară deja critică este acum agravată de noi confruntări armate. Nagorno-Karabakh este o regiune din Azerbaijan locuită majoritar de creștini armeni, circa 120.000. De la începutul conflictului, mii dintre ei au fugit din această zonă, patria lor strămoșească. Papa Francisc a cerut ca infracțiunile de abuz sexual asupra copiilor să fie examinate și într-un context mai larg. El a declarat: abuzurile care au afectat biserica nu sunt decât o palidă reflectare a unei triste realități ce implică întreaga omenire și căreia nu-i se acordă atenția necesară. Papa ne-a invitat pe toți să ne rugăm prin mijlocirea Sfintei Tereza de Lisieux ca aceia care comit astfel de delicte să se convertească și să vadă în victimele lor ochii lui Isus. Papa Francisc a acordat unei biserici din Marea Britanie statutul de co-catedrală. Biserica Sfânta Maria a Insulei, situată în Douglas, pe insula Man, a obținut acest statut rar după ce Douglas a fost recunoscut oficial ca oraș. În timpul sărbătoririi jubileului de platină al ereditatei reginei Elisabeta a II, această biserică va fi co-catedrală împreună cu Catedrala Metropolitană Hristos Rege din Liverpool. Vă mulțumim că ați urmărit această rubrică de actualități. Peste câteva clipe revenim cu Vaticanul. În fața noastră se află marea, o sursă de viață, dar acest loc evocă și tragedia naufragiilor care provoacă moartea. Potrivit Agenției ONU pentru Refugiați, circa 180.000 de emigranți au ajuns în Europa până în prezent pe Marea Mediterană. Peste 20.000 de persoane au murit pe rutele de emigrație mediteranene, începând din 2014.
Papa Francis s-a aflat la Marsilia, portul din sudul Franței, pentru a participa la întâlnirile mediteraneene, în cadrul cărora episcopi din 30 de țări și tineri au abordat probleme legate de migrație. Călătoria papei a început la Bazilica Notre-Dame de la Garde, unde a încredințat Fecioarei Maria întâlnirea episcopilor. Papa i-a încurajat pe cei 119 preoți din arhidieceza de Marsilia să o ia pe Maria drept exemplu pentru preoția lor. Nu mai putem asista la drama naufragilor provocate de traficul nemilos și de fanatismul indiferenței. Indiferența devine fanatică. Papa Francisc a declarat că criza imigranților care se desfășoară în Mediterana necesită un răspuns de colaborare din partea tuturor. Schimburile care au avut loc între popoare au făcut din Marea Mediterană leagănul civilizației, o mare plină de comori, Marea Noastră, Mare Nostrum. Ea este un loc de întâlnire. Ea a transmis lumii înalta valoare a ființei umane înzestrată cu libertate, deschisă către adevăr și care are nevoie de mântuire, care vede lumea ca pe o minune ce trebuie descoperită, ca pe o grădină ce trebuie locuită, sub călăuzirea unui Dumnezeu care încheie legăminte cu bărbații și cu femeile. Papa Francisc a dorit să vină la Marsilia pentru că de mult timp preferă să călătorească la marginile lumii și nu în centrele de putere. Marsilia este al doilea oraș ca mărime din Franța, afectat însă și de sărăcie extremă, servicii sociale tensionate și violență. Este unul dintre cele mai vechi și mai cosmopolite orașe franceze, un mozaic de comunități etnice și religioase. Mediterana este o oglindire a lumii, în care cei din sud emigrează spre nord, cu multe țări în curs de dezvoltare, afectate de instabilitate, războaie și deșertificare, care privesc spre țările înstărite, într-o lume globalizată, în care suntem cu toții conectați, dar în care disparitățile nu au fost niciodată atât de mari. După discursul său de la conferința tinerilor, papa s-a întâlnit cu președintele Macron și a discutat despre problema migrației. Bonjour Marsilia, bonjour la France! Zeci de mii de credincioși au venit pe celebrul stadion Velodrom din Marsilia, circa 57 de mii de persoane. Marile noastre orașe și multe țări europene, precum Franța, unde coexistă culturi și religii diferite, reprezintă o forță puternică ce se opune exceselor de individualism, egoism și respingere, care generează singurătate și suferință. Solitudine, diferență. Interviu cu arhiepiscopul Ganswein. Bine ați venit la Roma, la Augustinianum, unde Ratzinger Schülerkreis al papei Benedict al XVI-lea se reunește din nou pentru simpozionul său anual, prima dată după moartea lui. Aș dori să-i urez bun venit arhiepiscopului George Ganswein, secretarul său particular timp de mulți ani. I would like to welcome Archbishop Dr. Georg Ganswein, his private secretary for many years. Mulțumesc! Acest simpozion are ca temă moștenirea lăsată de Papa Benedict al XVI-lea, l-a însoțit timp de aproape două decenii. Când ne gândim la moștenirea lăsată de cineva, ne gândim mai ales la ultimele cuvinte pe care le-a rostit. Infirmierul papei, Fra Eligio, v-a transmis aceste ultime cuvinte. Care au fost ele și la ce v-ați gândit când le-ați auzit? În dimineața zilei de 31 decembrie, Fra Eligio mi-a spus că a fost de gardă toată noaptea.
o noapte foarte agitată pentru papa. În jurul orei 3 dimineața, dintr-o dată, papa Benedict a rostit 3 cuvinte în italiană. Signore, ti amo. Doamne, te iubesc. După care a fost foarte liniștit. Fra Eligio mi-a spus atunci: vreau să vă povestesc acest lucru pentru că mi se pare important și ca să știți ce am auzit. Nimeni altcineva nu a auzit. Iată, este un lucru nu doar impresionant, ci chiar pe ce te-am putea spune a vieții lui Benedict, atât a vieții sale intelectuale cât și spirituale. Acestea nu sunt două căi paralele, ci două realități într-una singură. La sfârșitul lungii sale vieți, cu adevărat intense, rămân aceste cuvinte. Putea încă să le spună și asta a fost foarte important. Ce v-au reamintit aceste cuvinte, Doamne, te iubesc? Oricine l-a cunoscut pe Joseph Ratzinger, teologul, episcopul, cardinalul, papa, și i-a ascultat predicile, i-a citit scrisorile, documentele și cărțile, a observat că unul dintre firele conducătoare ale vieții sale teologice era iubirea. Faptul că a rostit această frază la sfârșitul vieții sale, în ultimul minut, denotă o misiune. Așa am simțit și eu, că era un dar, un mesaj, dar și o misiune și o confirmare că una dintre ideile de bază ale teologiei sale și-a aflat împlinirea prin viața sa. Testamentul spiritual al lui Benedict se încheie cu o chemare: rămâneți tari în credință, nu vă lăsați ispitiți. Trăim într-o perioadă de dezorientare. Ce le-ar recomanda el credincioșilor pentru a nu fi ispitiți? Spunea în testamentul său duhovnicesc că în lunga sa viață de teolog a întâlnit o mulțime de teze și antiteze. Unele teze erau prezentate cu atâta convingere, ca și cum ceea ce învață biserica în crez nu mai este adevărat, sau pur și simplu este depășit. Apoi veneau alte teze, susținând contrariul, și așa mai departe. În concluzie, de cine să mă las condus? Cred oare că Duhul Sfânt, care ne-a fost făgăduit, lucrează în biserică și că biserica este mai puternică în ciuda tuturor greutăților, chiar de către spiritul, decât spiritul vremurilor, și ne păstrează în adevăr? Pentru mine rămâne fundamental faptul să împărtășesc înțelepciunea bisericii, crezul bisericii, credința ei, pentru că aceasta îmi dă siguranță și călăuzire în viața mea. Revenim peste câteva clipe cu Vaticanul. Sfântul primar. Așa este amintit venerabilul Giorgio Lapira, primarul Florenței între anii 1951 și 1965. Născut în 1904 la Pozzallo, un orășel din Sicilia, Giorgio Lapira este considerat unul dintre cei mai mari exponenți ai catolicismului social. Lapira era convins că nu se poate crea o societate bună dacă nu este întemeiată pe spiritualitate înaltă. Primele sale conferințe au fost numite Conferințe pentru Civilizația Creștină, deoarece el credea că doar spiritul creștin poate inspira o societate dreaptă. Iar pentru aceasta era necesar să readucă un spirit puternic de religiozitate într-o lume care era dominată pe atunci de materialism, materialismul istoric al lumii comuniste și materialismul practic al lumii capitaliste. The historical materialism of the communist world and the practical materialism of the capitalist world. Materialismo pratico del mondo capitalista.
Crescut într-o familie siciliană modestă, și-a început studiile universitare de drept la Messina. Apoi s-a mutat la Universitatea din Florența, unde a absolvit dreptul roman în 1926. 8 ani mai târziu a obținut catedra de instituții de drept roman. În același timp și-a aprofundat credința, devenind terțiar dominican. S-a implicat în Acțiunea Catolică Florentină, inițiind Masa Săracilor, o celebrare euharistică închinată acestora. La sfârșitul celebrării, Lapira zăbovea alături de ei pentru a le oferi sprijin financiar și spiritual. La sfârșitul Sfintei Liturghii vorbea cu săracii despre problemele lumii. Îi aduna în jurul său și le arăta, într-un mod simplu, problemele de care se ocupă oamenii politici, cum ar fi pacea globală, și îi includea pe săraci în acest dialog, pentru că sunt probleme care îi privesc de fapt pe toți. Because these are problems that concern everyone. Della povera gente. În 1939 s-a distanțat de regimul fascist. A înființat revista antifascistă Principii, ce avea ca scop apărarea valorii persoanei umane și a libertății de exprimare. În anul următor, guvernul totalitar a suprimat revista, iar Lapira a fost nevoit să părăsească orașul. S-a întors la Florența abia la sfârșitul războiului. În 1946 a fost ales deputat în adunarea constituantă și a fost invitat să formuleze principiile de bază ale Constituției Republicii Italiene. Pregătirea sa doctrinară se poate vedea în serviciul adus societății ca părinte constituant, adică unul dintre cei care au fost chemați să scrie Constituția Italiană. A avut o contribuție decisivă, pe care o puteți vedea în primele 15 articole ale Constituției, chiar acelea care vorbesc despre drepturile fundamentale ale demnității persoanei. În 1952, Lapira a organizat prima conferință internațională pentru pace și civilizație creștină pentru a se crea legături profunde între conducătorii politici din toate țările lumii. Lapira și-a concretizat dorința de pace în 1955, când primarii capitalelor din întreaga lume au semnat un pact de prietenie și pace în Palazzo Vecchio, sediul municipalității din Florența. S-a dedicat întotdeauna celor mai săraci dintre cei săraci, ca și cum ar fi fost tatăl acestui oraș, Florența. De asemenea, s-a dedicat mereu vieții religioase, iar această dimensiune a influențat relația sa cu ceilalți. Giorgio Lapira a murit la Florența în 5 noiembrie 1977, fiind amintit de toți ca Sfântul Primar. Papa Francisc l-a declarat venerabil în 2018, încheiind astfel a doua fază a cauzei sale de beatificare, începută în 1986.